Locuirea Robor, cu noul indice de referință pentru credite din luna mai, a avut ca scop reducerea costurilor plătite de românii care au împrumuturi în lei cu dobândă variabilă. Se aplică automat doar creditelor noi, pentru celelalte este nevoie de refinanțare. Vi se pare că s-au ieftinit creditele de când Robor a fost înlocuit cu noul indice? Nu, în niciun caz, nu. Mai ales că am și făcut o refinanțare și un alt credit de nevoi personale și s-au năsprit. Au crescut foarte mult și dobânzile, în primul rând. Am credit și au crescut ratele, nu s-au ieftinit. Cheltuielile cresc, venitul este același și sunt îngrijorat. Noul indice este calculat pe baza tranzacțiilor pe termen scurt făcute de bănci. Valoarea de 2,63% se va aplica de la 1 iulie până la 30 septembrie. La un credit de 250.000 de lei, de exemplu, pe 30 de ani, ar însemna cam 40 de lei în plus la rată. Acest indice este calculat cu 3 luni întârziere, deci, practic, ține cont de condițiile care au fost acum 3 luni în piață. O să avem și o discuție cu tot ce înseamnă structuri bancare, cu societatea mea bănci, și vom vedea exact care a fost și impactul acestor modificări legislative. Dacă, într-adevăr, impactul a fost și ascultat, dacă mai este ceva de făcut. Robor a ajuns acum la 3,23%. Pentru o rată, diferența este substanțială. De exemplu, înseamnă 90 de lei în plus la un credit vechi. Analiștii financiari estimează că dobânzile vor continua să crească până la finalul anului, până aproape de 3%. Orice dobândă nominală are inclusă în ea rata inflației. Când rata inflației crește, automat și dobânda crește. Prin urmare, inflația menținându-se în jur de 4%, și dobânzile probabil se vor menține la nivelurile actuale. Creditarea populației și-a încetinit creșterea în acest an în condițiile în care și gradul de îndatorare a fost limitat.